Pe data de 16 mai, Teatrul Național Vasile Alexandrii din orașul Bălți a împlinit 65 de ani de la fondare. Luăm acum legătura cu doamna Onorina Tănase, directoarea Teatrului Național Vasile Alexandrii din Bălți, și Ciprian Răcilă, actor. Bună seara și mulțumim frumos pentru că sunteți alături de noi. Felicitări pentru această frumoasă aniversare! Doamna Tănase, mă auziți? Eu vă văd. Noi nu vă auzim. Noi nu vă auzim. Ok, încercăm să remediem imediat. Revenim la dumneavoastră, pentru că ne-am dorit să intrăm în această legătură directă, live, pentru că, așa cum spuneam, pe data de 16 mai, teatrul a împlinit 65 de ani, iar cu această ocazie s-au desfășurat mai multe evenimente, inclusiv o premieră de teatru, dar și o lansare de carte, așa că abia așteptăm să putem să povestim cu dumnealor mai multe detalii despre tot ceea ce s-a întâmplat până acum și despre evenimentele frumoase pe care le pregătesc pentru perioada următoare. O să rog regia să mă anunțe când putem să încercăm din nou. Am înțeles. Doamna Tănase, domnule Răcilă, mă auziți acum? E mai bine? Da. Perfect. Bună seara încă o dată și felicitări, pentru că le povesteam mai devreme telespectatorilor noștri. Teatrul Național Vasile Alexandrii a sărbătorit o frumoasă aniversare pe care ați marcat-o într-un mod frumos și cu siguranță o să putem să povestim despre toate aceste evenimente. Dar întâi de toate o să vă rog să ne povestiți despre premiera de la începutul lunii mai, o premieră de teatru în care dumneavoastră sunteți protagoniștii. Despre ce a fost vorba? Este vorba despre spectacolul Lectură, Epava războiului, după dramaturgul rus Ivan Davâdov. Este o piesă despre războiul din Ucraina și prin acest spectacol Lectură, noi cu Ciprian și cu întreg colectivul Teatrul Național milităm pentru pace. De ce ați ales acest format, spectacol lectură? Și pentru cei care nu cunosc, care este diferența între un spectacol lectură și un spectacol obișnuit? În primul și în primul rând am vrut să fim noi, să fim primii, cei care strigă despre această tragedie, despre acest război, pentru că, adică am avut un mare noroc pentru autorul, a scris piesa și noi la două sau trei zi am avut-o la noi deja. Am rugat o persoană din Moldova care ne-a tradus piesa și văzând-o că e atât de bună și atât de bine ascultabilă, noi am hotărât-o cât mai repede posibil. De aceea noi montarea am făcut-o într-o săptămână. Adică... Da, ne-am grăbit foarte mult, deoarece textul e foarte bun, e un text extraordinar, deci aduce realitatea și abia pe 28 martie piesa a fost scrisă și a ajuns la noi undeva 30 martie și am hotărât că, fiindcă era piesa încă fierbinte, să zicem așa, abia scoasă din cuptor, am hotărât să facem spectacol lectură, să fim primii, să ieșim primii cu această filmă dureroasă. Cum a primit publicul această piesă, acest experiment până la urmă? Dat fiind faptul că piesa totuși e despre dragoste, e despre ștergerea tuturor hotarelor, că nu are importanță rus, ucrainean, totuși pe primul plan rămâne omenirea. Am avut în sală și spectatori din Ucraina, am avut refugiați, am avut colegi de ai noștri de la alte teatre, am avut oameni de artă și adică practic toți au rămas plăcuți, surprinși, pentru că totuși E o piesă de suflet, e o piesă care strigă către pace, către omenire, către tot ce este bun în om. Și pentru dumneavoastră, cum a fost experiența aceasta foarte, foarte intimă, probabil, de a fi atât de aproape de public? Ați fost doar dumneavoastră în doi pe această scenă și această poveste de dragoste a fost simplu să intrați în pielea personajelor și să ilustrați această istorie de dragoste care se întâmplă într-o perioadă atât de dură?
Noi de la prima repetiție, cumva chiar de la prima citire, atât de mult acest text a devenit atât de aproape al nostru. Și pe parcursul repetițiilor, cred că atât de bine am citit în doi. Ne-a fost mai simplu că am fost doar doi actori și cumva am putut să ne rezervăm timp să muncim în doi ca să ajungem la ceea ce ne-am propus. Deocamdată am jucat doar o dată premiera acestui spectacol și care foarte mult a plăcut și o să meargă la spectator cu siguranță, fiindcă atinge coardele cele ale sufletului, a inimii. E o durere acum pentru toată lumea ceea ce se întâmplă în Ucraina și războiul acesta cumva un pic ne-a schimbat gândirea, ne-a schimbat durerea și suferința față de apropiatul nostru. Și atunci am hotărât următoarea dată când jucăm acest spectacol va fi pe 10 iunie și vă invităm în sala mică, 18:00, 10 iunie. Da, plus la toate, doamna director, ca regizor, a ales să fie spectacolul montat anume în sala mică, unde noi suntem foarte aproape de public. Deci publicul reușește să simtă fiecare răsuflare, fiecare coardă a sufletului. De ce? Cred eu că asta tot a fost un mare plus când spectatorul era cu noi împreună în spectacol. Era participant, nu era pur și simplu public. Aș vrea să povestim puțin și despre cealaltă premieră importantă din luna mai. Vorbesc despre piesa Avalanșa, oferită publicului ca un fel de cadou, cred eu, pentru aniversarea celor 65 de ani. Cum a fost și cum s-a lucrat la această piesă? S-a lucrat foarte greu, foarte complicat. Întotdeauna când vine un regizor invitat, cere altceva, dar nu ești obișnuit poate cu metoda lui. Dar a fost interesant pentru și complicat și interesant pentru actorii noștri, fiindcă acest regizor este din Lituania, dar are o altă manieră de lucru. Dar a fost un lucru benefic pentru echipa noastră de creație. Subiectul acestei piese este de asemenea unul plin de, nu știu, de frică, de suspans, pentru că are un fir narrativ și o poveste interesantă. Cred că publicul este tot timpul ținut în suspans. O să vă întreb și de această dată cum a primit publicul această piesă și când se va juca următoarea dată, Avalanșa. Următoarea dată se joacă pe data de 20, acum a lunii curente. Ca mesaj, piesa a avut un mesaj foarte frumos, adică lupta cu această frică interioară, tot ce se numește frică. Domnul Lina Zaikauska s-a dovedit a fi un regizor foarte profesionist, dar în același timp și un personaj foarte greoi, pentru că, adică el, metoda lui de a explica, metoda lui de a impune, e cu totul aparte de la ce suntem deprinși noi. Și chiar primele repetiții, colegii toți cam erau stresați, că am intrat la prima repetiție și el deodată a început, noi n-am citit piesa, dar el deja a început să ceară de la noi joc actoricesc, încărcătură psihologică și noi am rămas cam paf. Bine, ok, ne-am deprins pe parcurs și am făcut față. Eu o să cred că toți colegii noștri s-au descurcat de minune, absolut. Am avut aplauze extraordinare la finalul de spectacol. Noi toți, colegii care eram în sală, ne simțeam absolut mândri pentru ceea ce s-a întâmplat pe scenă. Asta e. Noi, de fapt, am vrut să ieșim pe 16 de ziua noastră a Teatrului Național Vasile Alexandri. Am hotărât să ieșim cu această premieră Avalanșa și nu cum sunt de obicei obișnuiți ca să ieșim cu un concert, da, cu felicitări, cu salutări. Și am hotărât că e bine venit să ieșim cu o premieră în montarea regizorului Lina Zaikauskas. Și cu un scenograf invitat, tot la fel din Ucraina. Și mă bucur de prestația colegilor mei, fiindcă spectatorii nu îi lăsau să plece din scenă după ce s-au închinat.
Deci a fost foarte frumos, foarte, foarte, foarte a fost primit acest mesaj a spectacolului. Este vorba de frică și știm că fiecare din noi are o frică. Și spectacolul ăsta cumva vrea să ne pună pe gânduri și să ne dea de înțeles că trebuie să trecem fiecare peste fricile noastre. Și e foarte actual. Aici deja fiecare spectator își vede frica lui. Este vorba, poți să te gândești și la frica despre război și la frica la ceea ce spui și cum spui și dacă trebuie să spui. Deci fiecare din noi are o frică. Noi vă mulțumim frumos pentru timpul acordat. Felicitări încă o dată pentru aceste premiere, pentru cei 65 de ani sărbătoriți atât de frumos alături de public și vă mai așteptăm la noi cu drag de fiecare dată pentru a împărtăși cu cei care ne urmăresc despre proiectele frumoase care se întâmplă acolo, la Bălți. Mulțumim frumos! Mulțumim și vouă, la revedere! Și noi vă mulțumim!